Bună ziua și bine v-am regăsit la Contramitologia cu Florin Maghiar și Modelin Hodor. Astăzi o să discutăm despre un subiect foarte interesant, un pic în afara lucrurilor de care ne ocupăm noi în mod normal, dar tot, tot acolo, epoca, tot pe epocă, tot pe documente, tot pe arhiva securității, un document care privește clubul Dinamo, clubul sportiv Dinamo, Clubul Ministerului de Interne în, în un document din 18 mai 1987 care se numește Propuneri privind aniversarea 40 de ani de la înființarea Clubului Sportiv Dinamo București. Aproximativ 40 pentru că erau vreo 47 și un pic. Da, e... E, e un, era un, o propunere pentru... 1988, o lua din timp, și la 14 mai 1988 da, se da, da. 40 de ani de exact. la înființarea clubului sportiv Dinamo. Deci ei pregăteau aniversarea acestei cifre rotunde, 40 de ani. Uh, înainte să citim un pic, în toată această perioadă, ca urmare a condițiilor create de partid și de stat, bineînțeles, activității de educație fizică și sport, precum și a sprijinului primit din partea Ministerului de Interne, Departamentul Securității Statului. <coughs> n-am vrut eu să subliniez, și Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport, Clubul Dinamo, s-a dezvoltat continuu și a, a cunoscut o prodigioasă activitate, contribuind an de an la afirmarea și creșterea prestigiului internațional al sportului românesc. Acum o paranteză <coughs> legată de condițiile create de partii și stat pentru activitatea de educație fizică și sport. Uh, chiar dacă pare incredibil, uh -huh. eu uh, o să punctez faptul că lucrul ăsta era o realitate atunci și se datora, în primul rând, încurajării sportului de masă. Da. Existau uh, cluburile muncitorești, existau cluburile școlare care erau o bază de selecție pentru cluburile sportive uh -huh. pentru mai departe și era o organizare destul de judicioasă a activității sportive pe vremea aia, eu mi am beneficiat de uh, lucrurile astea, am făcut sport chiar la Dinamo în Brașov o perioadă destul de scurtă de timp, după care m-am mutat la Casa Pionierilor, uh -huh. pentru că și acolo se făceau activități sportive. Și uh, a venit revoluția când trebuia să merg la clubul uh, sportiv universitar și s-a încheiat toată povestea pentru că a început tot de numai de sport, nu s-a mai ocupat nimeni atunci. Dar, într-adevăr, uh, asta e o realitate, o chestie pozitivă care s-a întâmplat în perioada comunistă. Da, că existau aceste, exista această organizare sportivă de masă, cum ai spus tu, adică era o organizare care promova practicarea A, de sport. Puteai să te duci să faci sport în mod <coughs> organizat. Da, sau măcar aveai, aveai locurile unde puteai să te duci să faci, să faci asta. Și eu mi-aduc aminte, la școală aveam o, o, o sală de sport... Foarte bună, foarte bine utilată, unde puteam să stăm să, să jucăm basket, handbal, cel mai adesea jucam, când ne dădeau voie, că era un pic mai complicat, cu fiindcă era cu parchet și nu ne lăsau, dacă nu aveam tenis din noi cu talpă. Da, să nu, lase să nu lase oameni. urme și să nu zgâriem parchetul, asta era asta era cea mai mare preocupare să nu zgâriem parchetul. Uh, am, de, deseori făceam sportul în ciorapi ca să nu <laughs> <laughs> cel mai adesea eram în ciorapi uh, în sala de sport, dar era era ok, era o sală bună, încălzită iarna, ceea ce aveam vestiar unde ne puteam schimba. Ok, deci era decent. Haideți să ne întoarcem la Dinamo. La Dinamo, în 87. Dinamo, 87. Pre pregătit pentru sărbarea, sărbarea 40, 40 de, ani. de ani de la înființare. <coughs> în anul premergător acestei aniversări, bilanțul clubului însumează 70 de medalii la Jocurile Olimpice, 215 de medalii la Campionatele Mondiale, 88 de medalii la Jocurile Mondiale Universitare, 309 de medalii la Campionate Europene peste 700 de titluri la campionatele balcanice și peste 3000 de titluri la campionatele naționale. Pentru contribuția sa la reprezentarea cu demnitate sportului de performanță românesc în competițiile olimpice, mondiale și europene, Clubul Dinamo a fost decorat cu Ordinul Muncii Clasa 3 și Ordinul Meritul Sportiv Clasa 1. Este un palmarez remarcabil. Ce trebuie să subliniez de la început, în toată povestea asta, este că pentru a avea un asemenea palmares trebuie să ai și niște bani care mm -hmm. să susțină activitatea sportivă. Da. Clubul Dinam a fost un club al Ministerului de Interne După susținut. Cum am citit cine îl susținea. Sprijinul primit din partea Ministerului de Interne, Departamentul Securității Statului și Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport. Da, atunci când nu banii nu sunt o problemă, pare că nici performanța nu se lasă așteptată. Bine, aici de chestia 3.000 de titluri la campionatele naționale. 3.000 de titluri la campionatele naționale. Și îți dai seama că nu avea. E Dinamo și Steaua. Dinamo și, dinamo, și, la Steaua. Dinamo și Steaua pentru că toți banii erau băgați toți bani în pe... cele două cluburi din București. Da. Cei de prin țară se descurcau cam pe cum puteau, să asta dacă nu era filială din de, da, de da. exemplu, la Brașov sau. Existau uh, echipe afiliate, cum sau, mă, nici nu știu, afiliate sau erau simpatii, sau pur și simplu erau. Nu erau relație... niște pui. Da, erau niște pui Ai, Erau uh, niște pui. Da. Dar banii erau tot așa primiți pe filiera da. directă de la Ministerul de Interne. Asta cu 3000 de titluri de campionate la campionatele naționale mi-aduce aminte de o poveste cu golgheterii din fotbal. Știi că era la un moment dat, nu știu, cămătarul parcă, nu vreau să vorbesc prostii că nu, nu mai nu, nu sunt un mare cunoscător al fenomenului fotbalistic, așa ce mai aduce aminte. <laughs> Dar era cu cămătarul la un moment dat, era golgeterul, nu știu, conta pentru ceva că era gol și avea nu știu câte sute, zeci de goluri pe care îi le dădeau ăștia, e de, să dea numai el gol știi? Că să, și s-au desfințat asta. ăia din Europa au zis bă stați un pic nu știu ce campionat aveți voi acolo dar nu vă luăm în considerare mia de goluri pe care a dat -o. ceva de genul adică erau și chestii din astea care se făceau la noi foarte așa ca să ajutăm de cineva. Uh, de asta zic cu asta, 3.000 de titluri bănuiesc că erau doar din și Steaua, au titluri în continuu. Da, pentru că asta, asta am și subliniat. Atunci când ai bani să poți să faci performanță, fiind serio, ce erau, și echipe, să faci Erau echipele a două ministere de forță în România, Ministerul Apărării și Ministerul de Interne. Deci, na. da. Uh, cum uh cum mai foloseau banii și cum se mai făcea promovarea echipei Dinamo. E, vede. e vorba despre promovarea, de fapt, a clubului sportiv Dinamo. Cum stăteau pe social media Dinamo. Cum stăteau pe social media, pe promovare. <laughs> da. desfășurarea unei acțiuni, astea erau... Da uh... și peste farfuria de la chestia asta. Da. Erau uh... <coughs> niște Puncte pe care, la aniversarea de 40 de ani, trebuia să le atingă Ministerul de Interne și... Păi asta e cu... aici e... Un, un program. Un program. Sar ar direct la punctul 3, Așa. desfășurarea unei acțiuni susținute de popularizarea activității și rezultatelor Clubului Dinamo în patru decenii de activitate includerea în planul serviciului editorial și cinematografic a realizării unui film documentar, având ca tematică sportul de masă și de performanță Ministerul de Interne, dând prioritatea evoluției și realizării Clubului Dinamo de la înființare și până în prezent. Deci avem un film, odată. Bun. B. Editarea unei reviste-album care să redea prin text și fotografii istoric Clubului Dinamo și contribuția lui la reprezentare olimpică, mondială și europeană a sportului de performanță românesc. Realizarea unui supliment Dinamovistul la gazete în slujba patriei care se prezintă clubul Dinamo la 40 -a aniversare. Tipărirea unui pliant având ca temă fotbalul dinamovist în cei 40 de ani de activitate. Tipăriturile care se realizează anual cu scop de popularizare a activității clubului, iar unele și ca sursă de venituri la bugetul clubului, calendare mici de buzunar, calendare mari, programe cu etapele Campionatului Național de Fotbal Fotografii, vor avea imprimate în semnele Dinamo adecvate cele de-a 40-a clubului. Da. Deci avem merci da, <laughs> cu merchandise, dinamo, merchandise, făcut merchandise. pe banii. Merchandise, da? Pe banii statului, vai, până vai. la urmă, și uh, ne mirăm de unde performanțele. Nu e nicio mirare, uh -huh. nu e nici, uh, nici cea mai mică tresărire când vezi, de fapt, că Practic dispuneau de bani și facilități și libertăți, de exemplu, realizarea de insigne, faneane, fulare, căciuliți, obiecte din ceramică cu caracter jubiliar da. care să se semnifice a 40 aniversare. Realizarea unei expoziții pe bază de fotografii și grafice din care se rezulte istoricul sportului din amovist în perioada 48-88. Organizarea unei conferințe de presă. Pentru da. a prezenta editorul sportiv din Preza Centrală de la radio și televiziune realizările clubului și a le solicita sprijin în popularizarea acestora, precum și în realizarea unor activități prevăzute în prezentul plan. Hmm. Organizarea. De asta vedeam, am citit seama. <laughs> Organizarea de întâlniri și demonstrații ale sportivilor din Amoviș fruntași în întreprinderi, instituții și unități ale Ministerului, în scopul popularizării clubului și creșterii numărului de membri susținători și simpatizanți sportului din Amoviș. Întâlniri înțeleg, de demonstrații? Ce făceau? Se aduceau în întreprinderi și ridicau haltă, o, o strungă acolo? Nu, îl aduceau pe Andone și îl punea am am să, am -am. să dribleze. Nu cred că îl mai aduceau pe Andone, își schimb cu toții ce-a da. făcut no? Și nu vorbim despre driblinguri, Poate asta. Poate asta. Da. Ea era într-adevăr o chestie care purtea să popularizeze puternic. Da. Dar, Dar lucrurile astea, pe lângă bani de la buget de la bugetul Ministerului de Interne, care era parte foarte substanțială a bugetului, a bugetului de, stat, de stat, foarte da. mare, uh, nu puteau fi făcute totuși fără o susținere a fanilor nu? Uh -huh. din uh, acele vremuri, pentru că trebuia să creezi o emulație în jurul sportului, nu? Era și real, într-adevăr. Rivalitatea asta, rivalitatea din Amosteaua, era o rivalitate cunoscută și uh, care a durat toată perioada comunistă. Nu Erau meciurile din Amosteaua, erau derbiurile, cel puțin la fotbal știu că era. și Era o rivalitate care depășea sportul, în general. Era și o rivalitate care, mă rog, între două, cele două ministere, între cele două uh, puteri din România, nu? armata și Securitate, securitatea și miliția. și miliția, mă rog, da. E, dar uh, Ministerul de Interne tot în 1987 nu se mulțumea să organizeze activitatea clubului, să-l promoveze cu bani foarte mulți, și cu activități foarte diverse. Trebuia să organizeze și fanii. Uh -huh. Și Aici am găsit un document extrem de interesant. Uite, în antetul lui este și un răspuns la întrebarea pe care o puneai tu: care era legătura între Dinamo și alte echipe pe care le-am le fi numit puia ei lui Dinamo. Da. Documentul se prezintă sub forma unor instrucțiuni hmm. din 8-9-87 privind organizarea și desfășurarea activității cu membrii susținători ai Clubului Sportiv Dinamo București, Asociației Sportive Victoria București și Clubului Sportiv din Dinamo Brașov. Uh -huh. Deci erau uh... filiale. Da, no. erau niște filiale ale Clubului Dinamo. Uh -huh. Și în ce constau aceste activități? stimularea permanentă și sprijinirea materială a dezvoltării sportului de performanță, precum și încurajarea sportivilor în timpul competițiilor, reprezintă forme prin care membrii susținători ai Clubului Sportiv din Nao București, Asociației Sportive Victoria București și Clubului Sportiv din Aua Brașov, participă nemijlocit la crearea condițiilor necesare pentru ca sportivii acestor unități să obțină rezultate valoroase, să contribuie activ la progresul sportului din patria noastră, se reprezintă cu cinste țara în întrecerile olimpice, mondiale și internaționale. Comandanții, șefii unităților Ministerului de Interne, cu sprijinul organelor și organizațiilor de partid UTC și de sindicat, precum și ai conducerii Clubului Sportiv din A.O. București, Asociației Sportive Victoria și Clubul Sportiv din Nau Brașov, vor desfășura o intensă muncă politică educativă în rândul cadrelor și vor organiza în mod sistematic acțiuni menite să conducă la cunoașterea activității sportive în cadrul Clubului Sportiv Dinamo, asociației și așa mai departe. E o chestiune foarte interesantă. Sportul devine un instrument de propagandă politică era un instrument de propagandă politică regimul din, comunist care colo... sportul ca o mod, model de... Dincolo de lucrul ăsta este o propagandă dirijată uh -huh, da. este o, o chestiune prin care oamenii cumva erau obligați uh -huh. să participe la activitățile sportive. Da. Dacă stai să te uiți aici, e vorba despre comandanții uh, unităților. unităților militare. Da. Deci uh, Mare parte din cei care se duceau la uh, competițiile sportive erau duși acolo cu unitatea. Erau, da, era, era o competiție sportivă care se numea Dinamoviada. Care era destinată de exclusiv uh, membrilor Ministerului de Interne. Deci era o competiție sportivă în interiorul, doar în interiorul Ministerului de Interne. Era o competiție între unitățile uh, militare ale Ministerului de Interne. Erau echipe acolo și cum se, cum se um, concurau unii împotriva altora și erau pe, așa, pe unități, pe discipline sportive și așa mai departe. Iarăși, o chestiune foarte interesantă. <coughs> Pe care am descoperit-o cu uimire: era faptul că aceste asociație, asociații de sus, fani, fani susținători ai clubului, uh, erau formate din membri care și obțineau calitatea după ce uh, își uh, semnau o adeziune. Dar erau obligați la o contribuție lunară, în bani. Da. Era o cotizație. Dar și... uite, membrii susținători, cine, cine puteau să fie? Pot fi cadre militare și civile ale Ministerului de Interne, Da. da. elevii școlilor militare, se înțelege că de la interne, militari termen, se înțelege că de la interne, Așa, cu termen redus, precum și persoane din afara Ministerului de Interne care doresc să participe la dezvoltarea sportului de performanță, manifestând dragoste și atașament față de unitățile sportive respective și consim. Deci, practic erau ai lor, da, Ministerul de Interne plus unii fani care, nu știu, ăștia din afara Ministerului de Interne care manifestau dragoste și atașament față de unitățile sportive respective, adică față de unitățile sportive ale Ministerului de Interne. Acum, după uh, toată această prezentare a cine... Cine am, era membru. Da, membrilor sau persoanelor care pot fi membru, da. cetățenilor, cetățenilor. Pardon, care pot fi membrii ai uh, asociațiilor de susținere a Clubului Dinamo, Urmează și sumele. Partea de contribuție. Partea da. de contribuție. Cadrele militare și personalul muncitor civil din Ministerul de Interne. Membrii de familie ai acestora, precum și alți membrii susținători, minimum 10 lei lunar. Pe, probabil că li se reținea din salariu, vă zic eu. 10 lei lunar? B, elevii școilor militare minimum 5 lei lunar, minimum. Da, putea să fie mai mult, dar Militari -mi în termen și cu termen redus minimum 3 lei lunar. Deci avem uh, câteva Zeci de mii de, de... Mii. Deci când auziți sumele astea, înmulțiți cu zeci de mii. Câteva zeci de mii de uh, membri de militari activi. De cotizanți, așa, de, de militari vrei, nu vrei? și membrii familiilor. Vrei, nu vrei. Vrei, nu vrei. Deci dacă un om avea un, un cadru militar, să spunem, din unitățile uh, Ministerului de Internet, de a 10 lei pe lună, asta însemna 120 de lei pe an. Mm gândește ce sume se strângeau acolo și cine le gestionă. Și se făcea totul în numele sportului. În numele sportului <laughs> sunt convins. Da, aici de fapt voiam să ajung Așa. <laughs> la felul în care s-a constituit până în 1989 baza nu numai materială, ci și de susținere a activității clubului Dinamo era o chestiune dirijată, concentrată și aproape obligatorie. Era o chestie constrânsă. Nu e de mirare că a fost un club puternic. La fel de bine, probabil, și Steaua s-a organizat la fel în vremea aia, astfel încât erau două forțe practic imbatabile cu bani de la buget. Ce avem noi cel mai mult? Armată, securitate și, și miliție. Și Hai bani de la cotizanți obligatoriu. Ce facem noi cu banii ăștia? Sport. Haideți să facem niște sport. Da, că avem mulți, mulți membri, mulți membri cotizanți. Cred că ăștia aveau Dinamo și Steaua, cred că aveau membri cotizanți cât avea Real Madrid sau Barcelona da cred că îți dai seama așa și în acest fel am reușit să răspundem și la palmaresul pe care l-am prezentat Cele la început de medalii, dar, Vreau să revin o singură că am sărit peste chestia asta și mie mi s-a părut așa, adică mi-a stârnit oarecare mirare în planul ăsta inițial de organizare uh, pentru festivitățile de 40 de ani. Acolo la unul dintre, imediat după ce ne enumeră câte medalii a obținut și câte succese a avut clubul Dinamo, la Urmează intensificarea, bineînțeles că urmează ca e foarte bine ce s-a făcut, dar trebuie depășit un pic planul ăsta. Da. Și zice aici. Uh, da, așa ca să ajung. Uh, da ridicarea nivelului calitativ al activității în toate secțiile sportive și colectivele de muncă pentru a realiza în anul 1987 un număr de 32 de medalii la campionatele mondiale și europene, 10 medalii la jocurile mondiale universitare, 43 de medalii la campionatele balcanice și 136 titluri la campionatele naționale. Și întrebarea, întrebarea mea este cum puteau ei să planifice obținerea de medalii la jocurile la campionatul mondial european. Că de unde era ei sigur că o să aibă 32 de medalii? Nu cred că foarte greu puteau. <laughs> nu știu, nu înțeleg. Adică dacă se îmbolnăveau, să zicem că probabil s-au gândit că nu avem, nu știu, cel mai bun harterofil din lume. Dar dacă se îmbolnăvea cel mai bun harterofil și nu făcea o medalie de aur. Și fă, ieșeau numai cu 31 de medalii. Era mustrat. <laughs> Mi se pare asta. Adică, mi se pare emblematic pentru tipul ăsta de sport, așa zisul sport pe care îl făcea regimul comunist, unde și în sportul, sportul de fapt era o planificare cincinală unor realizări. Ei nu, ei, nu, ei nu gândeau sportul ca o activitate, ei gândeau sportul ca un mijloc de realizare a producției sportive ei să depășească numărul de medalii la hectar asta era sportul bineînțeles, cam bancul bancola cu alergătorul cu alerg care a scos 10 secunde să 100 de metri foarte bine, să scoată, să scoată 11, 12, 12. <laughs> da, deci am, am am citit asta și am trecut peste chestia asta și chiar am pus întrebarea de cum, puteau, cum puteau ei să se gândească să planifice niște medalii, adică sunt atât de multe lucruri care se pot întâmpla la un concurs internațional încât, ce unde să scoți estimarea asta? Nu planificau uh, medalile <laughs> foarte bine, în schimb, uh, strângerea banilor o planificau foarte bună. bine, era aici, iată, uh, cum ai spus, ți-ai dat foarte bine seama, uh, banii erau strânși la soldă automat. Pici, mi se pare se, cea mai simplă variantă. Se debita automat. Da. Te întreba cineva dacă vrei să fii... Păi dacă ești la Ministerul de Internet, nu, ești nebun, nu puteți să fii fan steaua. <laughs> chiar, chiar aș vrea dacă ne, ne aud... Știu că sunt foarte mulți oameni în România care au lucrat la Ministerul de Internet. Dacă se uită la emisiune sau ne aud, vă rog eu frumos, dacă știți pe cineva din Ministerul interne care era fan steaua înainte de 89 și ne poate contacta să ne spună, da, cum, cum trăia el cu, cu reținerea din soldă pentru clubul Dinamo. Da, asta a fost uh, discuția de astăzi. Legată de un alt aspect al Clubului Dinamo dinainte de 1989. Ne cerem scuze fanilor Clubului Dinamo, nu avem nimic cu dânsii și cu clubul respectiv, doar că este o realitate. Am citit un document despre asta. Este o istorie pe care probabil puțin dintre fanii actuali o cunosc și mie mi s-a părut foarte interesantă. Și este. Asta a fost contramitologia uh, contra mitologia de astăzi cu Florin Maghia Modelin Hodor și nu știu, să fiți... Ha, trăiască sportul! Trăiască sportul! <laughs> Era să zic, hai din nou! <laughs>